fiaba de dimineață, ne ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața, oameni buni! Ieri dimineață vorbeam despre faptul că, iată, eram în 16 decembrie, ziua în care de la Timișoara pornise zavera care după aceea s-a transformat într-o revoluție acum contestată de tot mai mulți oameni. Astăzi, la o zi după începutul revoluției, o emisiune mai liniștită, da, așa se întâmplă când facem emisiuni în direct. De obicei eu închid telefonul, dar data asta nu l-am închis. Deci o emisiune un pic mai liniștită dintr-un anumit punct de vedere, pentru că îmi doresc să marchez un moment important în Neamț. De ce? Pentru că de vreo 2 ani de zile tot am întâlnit niște persoane care ne amenințau pe noi nemțenii că vom avea niște locuri în care vom putea discuta cu reprezentanții noștri de la Bruxelles, locul de unde mai nou vine lumina. Știți, noi eram obișnuiți să vină lumina de la răsărit, acum cel puțin o parte a luminii vine de la Bruxelles, ceea care ar trebui să ghideze viitorul României în următoarea perioadă. E adevărat că restul luminii o plătim noi pe facturi mai mari în România, dar este cu totul și cu totul altă problemă. Ei bine, ieri după amiază avem posibilitatea să discutăm cel puțin cu un reprezentant al României la Bruxelles, care a îndrăznit sau a avut curajul să deschidă în Piatra Neamț un birou europarlamentar. Este vorba despre doamna Ramona Strugariu, europarlamentar din partea USR. Bună ziua! Bună dimineața și bine v-am găsit! Bună dimineața! Eu sunt defazat astăzi. Mă gândesc la revoluție. Mă bucur tare mult să fiu aici și mă bucur să fiu la Piatra Neamț. Mi se pare important și pentru oraș, mi se pare important și pentru Moldova. Și e partea unui plan, inaugurarea acestui cabinet europarlamentar și unei promisiuni pe care am făcut-o în momentul în care am început mandatul, să fie Moldova o poartă deschisă spre Bruxelles și să fie Bruxelles o poartă deschisă către Moldova. Așa că marea majoritate a cabinetelor mele europarlamentare sunt în Moldova. Așa este. Eu, dacă mi-închipui pe hartă așa un pic, arunc o privire pe harta României, aveți Botoșani, Suceava, acum Neamț, Bârladu, că de acolo sunteți, da? Tocmai discutasem zilele trecute cu primarul de Bârlad și se mândrea cu faptul că sunteți de la Bârlad, chiar dacă sunteți din partide diferite, așa, și ați mers spre Bistrița Năsăud, dacă nu mă înșel. Deci, într-un fel, ați premers autostrada Unirii. Ca autostrada nu știu când o vom avea, dar cel puțin pe hartă, cu birourile parlamentare, ați făcut un fel de autostrada Unirii. Eu sper să se materializeze și să fie exact așa cum ați spus, gândul premergător și... Acum, dacă ne uităm un pic și pe masterplan și dacă ne uităm și pe angajamentele legislative, este acolo în planuri autostrada, trebuie finalizată până în 2030, decembrie 2030, lucru consfințit și în legislația națională și într-un regulament european. Avem și lege. Da, două chiar. Una din 2018 și una din 2021. Suntem absolut senzaționale. Avem o lege că ne facem autostradă. Două legi. Deci despre ce să mai vorbim? Da, circulă un banc în zona noastră, ci că nepoților noștri vor putea să se bucure de beneficiile autostrăzii. Nu știu dacă e chiar așa, dar eu m-am săturat din 1990 și ceva, până acum tot aud despre dezvoltarea Moldovei, ridicarea acestei regiuni, despre faptul că e nevoie de investiții și până la urmă investițiile s-au făcut doar în, eu nu știu cum să spun, în transformarea zonei
în mici baronete, zone ale unor baroni. Asta este adevărat pe de-o parte, pe de altă parte, eu cred sincer și e un alt motiv pentru care sunt aici, pentru care cred că e important să le povestim oamenilor despre oportunitatea pe care o aduc, de fapt, investițiile de care putem să beneficiem acum, că numai puterea votului poate schimba baronatele. Și că e un exercițiu pe care trebuie cu foarte multă răbdare să-l facem împreună, pentru că e, vă mărturisesc sincer, pentru mine o chestiune mai mare de deranj, lipsa de voință, indiferent de culoare politică. Și nu cred că ar trebui standardizată culoarea, ci ar trebui pusă în discuție, așa cum spuneam și astăzi la conferința de presă, calitatea oamenilor care sunt în mandat și care vor și fac lucrurile să se miște sau nu. Chiar avem proiecția clară pentru 2030 pentru autostradă și recent am trimis o scrisoare chiar domnului ministru al transporturilor, domnul Grindeanu, întrebându-l de ce, dacă avem A8-ul în acest regulament european în TNT Core, care e componentă prioritară, să spunem, deci are prioritate, că sunt două componente, deci este integrat în TNT Core. Deci dacă avem aceste legi pe care foarte bine le menționați și angajamentul clar că terminăm toată povestea până în 2030, tocmai a scăzut un pic pe lista asta de priorități, a doua componentă pentru finanțare a planului pentru A8. Deci a coborât da. Pe listă în jos și asta înseamnă că putem să trecem de 2030 și asta înseamnă că putem iarăși să întârziem toată povestea și asta înseamnă că iar spunem lucruri, că ne angajăm să facem lucruri pe care după aceea nu le mai facem. Acum, eu am o speranță totuși. Domnul Grindeanu e din Timișoara și acolo era un slogan. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Cine știe, poate își va aduce aminte că e de acolo și că toată țara înseamnă și Moldova. Da, haideți să revenim la ale noastre aici în zonă. Ați deschis biroul parlamentar, o conferință de presă. Eu sunt interesat... Și cei care ne urmăresc pe noi, cei care sunt fideli acestei emisiuni, eu spun că sunt oameni implicați în activitatea din zonă. Eu sunt interesat cât de mult se va depăși pragul de formalism de la asemenea cabinete parlamentare, cât va fi depășit acest prag și vom putea să avem aici în Piatra Neamț, în Neamț, un dialog cât mai benefic cu un europarlamentar. Nu prea suntem obișnuiți să avem dialoguri cu europarlamentari, pentru că eu, ca om de presă, am avut ocazia să fac și emisiuni, să stau de vorbă cu ei în conferințe de presă și de fiecare dată când ne despărțeam spuneau așa: vom deschide foarte curând un birou europarlamentar și atunci să vedeți ce vom face. Din păcate, deci cum vom putea depăși formalismul acesta? Ce se va întâmpla în acest birou europarlamentar, ca să ne convingă pe noi să venim acolo și să discutăm cu dumneavoastră în direct, prin reprezentanți sau prin audiențe online, că am văzut că aveți și înscrieri la audiențe online. Da, e adevărat că am și evident că a fost o soluție la care ne-am gândit în perioada de pandemie, pentru că era foarte complicat să le organizăm în siguranță. A fost un anumit interval în care a fost complicat să le organizăm în siguranță în format fizic. Continuă acest format și eu o să vin ori de câte ori pot să vin, pentru că sunt, așa cum bine spuneați, 5 cabinete europarlamentare, ca să putem să dialogăm și direct. Dar vreau să vă spun un lucru. Eu nu cred în pragul de formalism. Mie mi se pare că pragurile de formalism care sunt ridicate între politicieni și cetățeni sunt un artificiu care poate să fie foarte șiret, dar poate să ajungă și toxic la un moment dat. Și vă explic și de ce cred asta. Oamenii politici sunt într-un mandat porniți către instituțiile în care își fac treaba în fiecare zi. Fie că vorbim despre Parlamentul European, fie că vorbim despre Parlamentul României, fie că vorbim despre structurile locale, ei sunt acolo într-un mandat. Prima obligație de mandat ține de dialogul cu oamenii care i-au trimis acolo. Și atunci, pentru că și noi facem, în Parlamentul European facem legislație pentru 450 de milioane de cetățeni europeni. Așa cum în Parlamentul României, știți bine, se face legislație, așa cum în Consiliul Local se dau hotărâri de Consiliul Local, exact
același exercițiu cu, e adevărat, o amploare diferită în funcție de instituția respectivă. Și atunci prima obligație de mandat este dialogul cu oamenii. El nu trebuie să se întâmple în niciun fel de cadru super instituționalizat. E suficient să trimiți o adresă, un e-mail sau să dai un telefon sau să organizăm pur și simplu periodic aceste dialoguri. Și oriunde pot și putem răspunde la întrebări, cred că trebuie să răspundem. Și după aceea exercițiul de transparență, evident, apropo de și cum se cheltuiesc bugete locale și cum se cheltuiesc bugete naționale sau europene. Vă spun asta pentru că sunt în Comisia pentru Control Bugetar și e treaba mea acolo. Și cabinetul mai e ceva. E o ușă deschisă tuturor celor care vor proiecte și vor să facă lucruri pentru comunitate. Asta este un lucru foarte important. Pentru că dumneavoastră împreună cu încă doi, dacă nu mă înșel, colegi, ați avut chiar și un fel de publicație raportată la proiecte, ceva de genul acesta. Da, parcă am cu domnul niște Puslaru, ghiduri. Am avut cu eram Nicu abonat Ștefănuță, la un moment dat. Am avut cu Nicu Ștefănuță un ghid pentru finanțări europene, chiar așa. Prima oară când s-a discutat despre fondurile europene și despre PNRR și am publicat acel ghid. Eu am publicat ulterior și un ghid despre cariere europene, de exemplu, care ar putea să intereseze pe tineri, pentru că știu că sunt, e unul dintre subiectele care interesează foarte mult tineretul. Mai există un ghid pentru finanțări europene actualizat, care este publicat de un alt coleg al meu, Alin Mituța. Deci este foarte multă informație disponibilă, public și gratuit, care este structurată de noi și finanțată prin... Și cine va intra în acest birou parlamentar va putea găsi aceste informații și în format, să spunem, tipărit? Acolo va da, găsi un putem om face... Va găsi un om cu care să dialogueze pe această, pe această problematică? Putem să facem și în format tipărit. Noi n-am tipărit foarte multe exemplare pentru că, în general, în primul rând pentru că suntem responsabili apropo de foarte multe lucruri și încercăm să încurajăm în mod real politica asta de responsabilitate față de mediu. În al doilea rând, pentru că foarte mulți colegi ne-au solicitat format electronic, e simplu, e la un click distanță, se poate încărca respectivul ghid. Dar cu siguranță vom trimite și exemplare tipărite pe care le puteți găsi la cabinet. Eu recunosc că sunt un puțin irresponsabil, pentru că sunt printre puținii ultimii mohicani care mai tipărește ziar într-un județ ca Neamțu, ziar scris, de aceea mai sunt un pic irresponsabil, dar m-aș bucura tare mult să văd o persoană responsabilă de la Bruxelles care ne-ar putea spune ce politici pregătește Uniunea Europeană vis-a-vis de moartea presei, moartea presei de investigație, moartea presei libere. Eu vă spun că aici sunteți într-o redacție care încă încearcă să reziste, să facă presă nu ca pe vremuri, ci respectând genurile jurnalistice, acele adevărate. Interviu în direct, o anchetă, un reportaj și este tot mai greu. De ce? Pentru că a existat o politică, eu o spun fără niciun fel de jenă, am spus-o și cu alte ocazii și în dialogurile cu președinți de partid și parlamentari și cu prim-ministrii, a fost o politică de stat de uciderea presei libere. Și în momentul acesta, în ciuda faptului că avem așa niște mici insulițe care spun noi suntem presa liberă, noi suntem presa adevărată, noi nu ne finanțăm de la buget, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Iar marea dramă a presei locale a fost că nu este băgată în seamă de nimeni, decât de cei care fură subiectele de la nivel național și pretind că sunt ale lor. Eu aș vrea să văd niște politici publice de sprijinire a presei, nu numai la nivelul acela declarativ. Și chiar mă bucur că, pentru că dumneavoastră sunteți în trei comisii importante. Aveți lor de poziții foarte multe. Întâmplător eu mai urmăresc, spre deosebire de alți colegi care nu se uită probabil pe ce se întâmplă în Parlamentul European. Sunteți la Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție, da?
acolo, parcă ne-am încadrat și noi cu presa asta, care nu prea mai are libertate și nu mai are nici libertatea de a se informa. Cel puțin în județul Neamț avem exemple foarte clare. Și chiar vă ascult. Ați atins un subiect care mie mi-e, în primul rând, tematic, unul dintre cele mai aproape, pe care mi l-am asumat în mandat, de altfel, în momentul în care am pășit în Parlamentul European în 2019. Și un subiect la care am și lucrat în calitate de tehnocrat, activând la biroul unui alt europarlamentar român, pentru că am scris un proiect pilot pentru finanțarea presei de investigație, care a fost și aprobat și a primit notare maximă din partea Comisiei, a și funcționat, efectiv a fost finanțat și care a ținut, ulterior am aflat de la oamenii din presa de investigație, a ținut în picioare timp de 2 ani presa de investigație independentă din mai multe state membre. Și vreau să spun că asta s-a întâmplat cu puțini bani. Era un proiect care se derula pe 2 ani cu, cred că, aproximativ 2 milioane de euro, din care au putut să acceseze fonduri aceste structuri independente ale presei mici și care nu acceptă compromisul și care nu acceptă orice fel de finanțare cu orice preț. Și mă întorc la finanțări. Cea mai destructivă politică a unui guvern, și să știți că nu e neapărat doar România, este să finanțeze în mod direct presa odată și a doua oară să distrugă inclusiv presa tipărită, pentru că ați menționat despre presa tipărită și aici chiar aș nuanța, e important să ai și presa tipărită, să ai și presa tipărită locală. Nu toată lumea e online. Cred că în România aproximativ 16% dintre noi nu suntem online. Deci sunt 16% din populație și, nu și este. Și mai puteți adăuga încă 20-30 care chiar dacă sunt online nu sunt online de pentru informații, în primul rând, ci din niște necesități practice, învață 3-4 lucruri să le facă și atât. Așa e situația. E adevărat și după aceea e la fel de adevărat că mediul online e și foarte încărcat cu multă dezinformare și cu absolut tot ceea ce numim astăzi un fenomen de amploare uriașă, acel fenomen al știrilor false. Și aici are o bătălie foarte serioasă de dus Uniunea Europeană. Dar mă întorc la ce se poate face pentru presa independentă. Cred că primele lucruri pe care le-am început, am început să le fac în Parlamentul European, s-au referit exact la asta. Odată pe componenta de finanțare și am o comunicare foarte bună cu comisarii europeni specific despre acest... Scuzați, erați dumneavoastră. Specific despre acest subiect, pentru că au înțeles și ei în sfârșit cât e de important să existe proiecte și finanțări pe care să le poată accesa nu doar marii giganți ai presei, ci și structurile mai mici care se luptă, exact așa cum ați spus, pentru supraviețuire. Deci avem, din punctul ăsta de vedere, un plan mult mai clar pentru libertatea presei și care, aș spune că atinge și componenta de finanțare, atinge și componenta de procese strategice îndreptate împotriva jurnaliștilor, ceea ce numim SLAPS, ceea ce este un capitol extrem de dureros pe care îl vedeți regional manifestat și în România, dar și în Slovenia, și în Polonia, și în Ungaria, și în alte țări. Și în ați văzut țări. În Italia absolut, cazul. Absolut. Deci e într-adevăr, se insistă mult pe țările acestea, dar fenomenul dar este și în alte peste tot părți. Și vă confirm, pentru că am și jurizat la un moment dat cu alți colegi și reprezentanți ai societății civile un concurs european de cine hărțuiește cel mai mult presa liberă din spațiul european și sunt foarte interesante concluziile. În principal politicieni, ca să fie foarte clar. În primul rând politicieni, după aceea și după de aceea mediul de afaceri în diverse, evident, componente, pentru că fie că sunt organizații non-guvernamentale, ori jurnaliști care prin investigațiile lor ating descoperă nereguli, sigur că sunt dați în judecată pentru niște sume colosale care le distrug carierele și viețile. În general se întâmplă și asta. Deci aș spune că cred că așteaptă că pentru presa liberă vin vremuri mai bune,
Dar ce trebuie să facem este să lucrăm mai mult la componenta de simplificare a finanțelor și la accesul direct către proiecte europene. Pentru că nu e foarte sănătos, nu e deloc sănătos, aș spune, să treacă banii aceștia prin guvern într-un fel sau altul. Ei trebuie să aibă fonduri pe care să le poată accesa direct, fie că sunt proiecte mai mari, fie mai mici, și pe care să poată să-și finanțeze diverse componente. Fie că vorbim de investigație, fie că vorbim de reportaj, fie că vorbim despre dimensiunea europeană, de exemplu, pe care o cunoaște foarte puține lume. Dar acolo, uite, sunt bani în presă care se pot accesa exact pe componenta asta de informare, de conștientizare a ceea ce face Uniunea Europeană. Apropo de această componentă, Piatra Neamț se poate mândri cu faptul că, aduc aminte, acum 12 ani era un post de radio din Piatra Neamț, întâmplător eram și eu acolo, și un coleg a făcut timp de un an de zile o emisiune despre ce însemna și ce va însemna Uniunea Europeană în viața românilor. Avea rubrici inclusiv de explicare a termenilor. A fost fascinant și culmea e că se și audia la vremea aceea. Acum, dacă am face o asemenea emisiune, în zona comentariilor ar fi greu de discutat despre ea, pentru că lumea, sub acest fenomen al știrilor false, este informată foarte prost despre ce înseamnă Uniunea Europeană, cu bune și cu rele, pentru că nu putem discuta numai de lucruri bune acolo. Dar cum vi s-a părut Neamțul? Cum vi se pare Neamțul? Sunteți membru a unui grup politic în Parlamentul European, sunteți membru a unui partid. Cum vi se pare Neamțul din punctul acesta de vedere, având în vedere că noi aici deja, știți cum, ne considerăm așa un județ puțin uitat de restul lumii. Nu știu de ce, așa ne considerăm noi. Eu n-aș spune că e uitat de restul lumii, pentru că eu vreau să vă spun că de câte ori am venit aici și vin încă din studenție, adică nu e chiar o istorie recentă, s-a întâmplat să mai vin la Neamț, se întâmplă să știu oameni foarte, foarte activi, civic, în primul rând, din Neamț și chiar foarte bine informați. Dar aici merită discutat un pic și pe comunități și urban versus rural absolut. Și, mă rog, și în funcție de interesul pe care îl manifestă anumite, poate, categorii profesionale pentru ce se întâmplă în Uniunea Europeană, pe când altora le este relativ indiferent. Mi se pare că e, sincer, o zonă cu potențial de dezvoltare mare și e o zonă foarte frumoasă. Și orașul este și îl știu așa de multă vreme, doar că n-a crescut nici pe departe la poate capacitatea pe care o avea să crească și să se dezvolte. Iar pentru mine asta e dureros și vă explic și de ce e dureros. Nu e valabil doar pentru Neamț, ci pentru Moldova. Aceste fonduri europene au existat mereu. Bani România a avut mereu. Problema a fost întotdeauna de accesare a fondurilor și de mobilizarea acelei resurse umane care să știe să scrie proiecte și să acceseze bani. Și a mai fost una. Banii europeni se fură greu. Mai greu. Dintre toate categoriile de finanțări, banii europeni se fură cel mai greu. Și atunci, evident că poate ne-am perindat așa prin tot felul de formule de decidenți care au preferat să cârpească, să nu se gândească neapărat integrat la niște proiecte și pe componenta de infrastructură, că tot discutam mai devreme, și de dezvoltare urbană și de dezvoltare rurală, pentru că și acolo sunt și au fost foarte multe finanțări. Iar asta, evident că se vede, se reflectă în felul în care arată comunitățile. Noi, de exemplu, ne-am obișnuit că atunci când vedem un proiect european care se semnează, de la semnare până la implementare în Neamț, lucrurile sunt foarte lungi. Primul lucru e să nu ne mai bucurăm pentru proiectul respectiv, ci să ne gândim ce ascunde acel proiect. Și avem un exemplu acum, recent, municipiul Piatra Neamț are 5, o să mă corecteze cineva din sală, din redacție,
9 proiecte integrate, așa zis integrate, au pornit cu o cofinanțare de 2%, dacă știți axa respectivă, cu o finanțare de 2%. Ne-am bucurat cu toți, am zis extraordinar, vom avea un oraș cu schimbat total, vom avea stații inteligente, transport inteligent, extraordinar. În momentul în care am început să puricăm proiectele, să vedem ce e în spatele acestor lucruri, am observat, dau un singur exemplu, că pe axa centrală a orașului s-a făcut proiectul și cei care au făcut proiectul au uitat să treacă trotuarele, au uitat să treacă țevile de sub asfalt, de sub stradă, au uitat să facă un loc pentru tot ce înseamnă tehnic, țevile tehnice, utilități, etc., cabluri. Și în momentul acesta, proiectele respective au ajuns la o cofinanțare, știți, cu cheltuieli neeligibile, de 40%. De la 2% la 40%. O să spuneți, da, se întâmplă, da, se întâmplă, dar cheltuieli neeligibile în niște proiecte care nu ar fi trebuit să fie așa și pe care le suportă cine? Comunitatea. O comunitate. Și așa sărăcită, gradul de îndatorare al orașului oficial este 29%, neoficial este mai mare. Și teoretic, spai și te întrebi, de unde? Acestea fiind proiecte integrate, dacă unul dintre ele nu se face, automat există repercusiuni pe toate celelalte proiecte. Și vă pot da zeci de exemple de genul acesta. Eu asta nu înțeleg, de ce cineva, nu știu, de la Bruxelles, din România, de la Agenția de Dezvoltare, nu urmărește aceste lucruri. Aici este marea problemă. Nu se fură banii europeni. Banii europeni se cheltuie bine, dar sunt cheltuielile neeligibile, care ne-am cred că dacă facem așa un fel de medie, ne situăm undeva între 50 și 60% pe toate proiectele. Ceea ce este, mi se pare mie, de neacceptat. Nu știu cum e la Bruxelles, dacă se acceptă la Bruxelles asemenea lucruri. Pe ei nu interesează. Ei au dat banii, că ai cheltuieli neeligibile, treaba ta până la urmă cum te descurci. Dar nu e normal pentru noi. Și eu m-aș bucura ca să deveniți și dumneavoastră pe lângă noi. Noi scriem deja de 7 luni de zile în fiecare număr despre acest lucru, un fel de purtător de cuvânt al acestor lucruri. Pentru că noi toți scriem și toată presa, cât mai există, scrie despre lucrurile astea. Dar pe oficial nu-i interesează. Pentru că nu-i controlează nimeni. Da, vedeți, aici e o discuție complexă apropo de calitatea resursei umane și apropo de cine e în mandat și cum își face treaba. Pentru proasta administrare, din păcate, nu prea te trage nimeni de mânecă decât în momentul în care devine penală. Abia atunci. Dar până atunci, costurile le suportă oamenii în principiu și există această oportunitate din 4 în 4 ani să schimbi mandatele astea care sunt tragice. Și sunt tragice nu din perspectiva personală, ci pentru comunitate. Așa este. Iar aici mereu am spus că, pe de o parte, omul sfințește locul și asta se vede în acele comunități care sunt foarte bine administrate local. Și spun și am menționat lucrurile astea și în discuțiile cu colegii, că există țări care funcționează, care sunt bine administrate local și au funcționat fără guvern, exemplu Belgiei, aproape 2 ani. Așa este. Pentru simplul motiv că acele comunități mergeau locale, rotițele. Exact, mergeau erau bine administrate. Și pe de altă parte, aș mereu insista pe importanța pe care o dau periodic oamenii felului în care le sunt cheltuiți banii. Rapoartele periodice de activitate, absolut toate acele componente care țin de responsabilitatea publică și transparență în exercițiu bugetar. Cum dau socoteală oamenii care sunt aleși în fața alegătorilor? Și aș vrea să văd public implicarea asta mai mare și trasul de mânecă de fiecare dată când se ia o astfel de decizie în Consiliul Local, de fiecare dată când
Nu știu dacă oamenii știu, știu oamenii că există componenta asta de 40% de noi cheltuieli neeligibile. Noi scriem de 8 luni de zile în fiecare număr. De exemplu, în numărul acesta avem, știți, se spune că acum conceptul este Smart City în general. Noi la Piatra Neamț am denumit Smart City Piatra Neamț, îndrumar de imobilizare urbană. Și este un episod din multele episoade pe care le-am relatat. Am cerut acum și ne-au răspuns în fine cei de la primărie, am cerut pe fiecare proiect să vedem cum au evoluat costurile. Este, cum să vă spun, ne este și teamă să-l publicăm de sărbători. Am zis că amânăm publicarea, amânăm publicarea după anul nou. Pentru că te apuci și amețești. Când vezi că în primul studiu, prefezabilitate, au uitat că pe stradă unde vreau să meargă sunt stâlpi de electricitate care trebuie relocați și care schimbă cu totul și cu totul componentele proiectului, componenta respectivă a proiectului. Și lucrurile acestea merg înainte. Eu aș spune cu nonșalanță și inconștiență. Dar să lăsăm și astea. Mai e un aspect aici important. Iar asta a rezultat și din dialogurile pe care le-am avut în multe comunități locale care se confruntă cu probleme similare. Cine scrie aceste proiecte? Cu ce fel de oameni sunt ele făcute? Cum arată arhitectul? Și cu ce scop au fost scrise? Și cu ce scop? Și pur și simplu, echipa cu care s-a lucrat, arhitectul care ar trebui să aibă o viziune de ansamblu. Absolut. Și despre asta am discutat astăzi la lansare, ieri la lansarea cabinetului. Pentru că am un colegă arhitect care este expert în urbanism verde și dezvoltare durabilă și asta face de o perioadă bună de vreme, inclusiv pe componenta de eficientizare energetică care e atât de importantă și pe tot ce înseamnă locuire în spațiu urban, dar locuire nu oricum și în orice deci, fel de condiții, ba dimpotrivă. Să simți că poți locui într-un spațiu în care exact, te simți bine. Exact. Și e unul dintre oamenii tineri care are, odată pregătirea profesională necesară, a doua oară această viziune de ansamblu. Nici măcar nu m-aș repezi să spun că a existat o reavoință fundamentală acolo unde a ieșit un asemenea proiect cu asemenea lacune. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Aș spune mai degrabă... Așa este, spuneți. Că a existat această lipsă de resursă umană care să se priceapă foarte bine cum să facă și cum să proiecteze. Da, și suficientă expertiză și pur și simplu acei oameni pregătiți în așa fel încât să înțeleagă ce înseamnă astfel de proiecte cu toate elementele lor și cu toate componentele de finanțare. Și să știți că asta este o problemă a României, pentru că nouă oamenii buni ne pleacă. Și nouă oamenii buni ne pleacă pentru că meserii cale lor sunt plătite extraordinar de bine și respectate și absolut, valorificate și valorizate în alte părți. Și chiar dacă nu au pregătirea necesară de la început, exact, ei au, se apliază au foarte repede. Au spațiu în care să învețe, exact, au de la cine să învețe și pot să facă acest lucru cu succes pentru mari orașe ale lumii. Eu am prieteni din generația mea și aici vorbesc de liceu, care sunt arhitecți la Londra, la Rotterdam, în Amsterdam, care sunt unii dintre cei mai buni specialiști pe care îi are Europa în acest moment. De ce nu ținem oamenii ăștia acasă este o altă discuție. Cum am putea să-i aducem înapoi? Nu se vor întoarce înapoi ca să se stabilească în țară. Dar pot să lucreze. Dar ce pot face este să ajute aceste comunități. Să organizăm, de exemplu, sesiuni de instruire, să organizăm module de formare, să încercăm să deschidem. Să știți că inclusiv în ordinul arhitecților găsiți în România oameni foarte bine pregătiți care să poată să-și ajute și să ajute niște echipe de oameni care lucrează coordonat cu administrația publică sau în administrația publică ca să se poată face niște lucruri decente, nu spun excepționale. Dar poate că decente. Aș ridica corect, foarte tare este. Standardul pentru așa că este, e nevoie de o anumită experiență, dar decente și care să poată să fie ceea ce noi considerăm livrabil pentru comunitate.
ar trebui să-i luăm pe niște arhitecți care lucrează acum, nu pe băieții ăștia tineri care se pricep, să-i urcăm în instalația asta de plimbat aer de la Piatra Neamț, de la gară până sus pe munte, se cheamă telegondolă. Este bine că se schimbă aerul, știți? Se aduce aer curat de sus, într-un oraș altfel destul de curat. Și să oprim telegondola deasupra orașului și să uite de deasupra. Este cea mai bună lecție de cum să nu faci niște lucruri într-un oraș de munte. Dar vreau să vă citesc două declarații din septembrie 2020, în momentul în care deschideați, cred că, biroul parlamentar la Botoșani. Și spuneați atunci așa, cu o muncă foarte serioasă, am reușit într-un an de zile să ducem România în top 5 al influenței în ceea ce privește politicile publice europene. În zona economică este pe locul 4, în zona digitalizare e locul 4, sunt analizele unor structuri independente. Astăzi putem vorbi despre același lucru, după un an de zile, un an și trei luni? Vă spun cu certitudine că da, la nivelul influenței pe care am reușit să o avem în Parlamentul European, ba chiar stăm mai bine. Ce înseamnă influență în Parlamentul European? Înseamnă ca să înțeleagă înseamnă oamenii. Că aveți o delegație, aici vorbesc despre delegația, delegația USR, pentru ei. Că suntem, da. Vorbesc în primul rând despre delegația USR, pentru că știu ce fac colegii mei. Aici bag mâna în foc. Există și în delegație mai larg oameni care sunt activi. Aș spune că nu toată delegația, pentru că dacă am avea toți acești oameni, 33 de oameni super activi, cred că am sta excepțional de bine. Nu e cazul, asta e realitate. Dar ce vă pot spune este că noi avem un om în Parlamentul European care a negociat efectiv mecanismul european de redresare și reziliență și acel Next Generation EU din care vine și PNRR-ul nostru. Numiți-l, vă rog. Numiți-l. Dragoș Puslaru este colegul meu din delegație, Dragoș Puslaru. Și care a adus prin capacitatea asta de a influența, de a negocia efectiv legislație cu un asemenea impact, influența României undeva în acest top foarte sus. Noi avem colegi care, și aici mă refer la colegul meu Dragoș Tudorache, el a fost președintele Comisiei pentru Digitalizare și Inteligență Artificială. E o comisie care s-a creat special la nivelul Parlamentului European și discuția pe această componentă de digitalizare e una dintre cele mai importante. Noi avem colegi, mă refer la colegul meu Nicu Ștefănuță, care sunt unii dintre cei mai influenți oameni din Parlamentul European și categoric în România cel mai influent pe politici de sănătate publică, prin activitatea pe care o au în comisii. Nicu, de altfel, va fi și raportorul Parlamentului European pentru bugetul 2023. Aveți oameni, și aici spun pentru că sunt în fața dumneavoastră, care sunt în top 10 cei mai influenți pe rețele de networking pe europarlamentar și am fost în acest top la rândul meu. Tocmai și mă uitam pe niște statistici acum. Anul acesta, cea mai activă la capitolul relaționare și legislație din Comisia de Control Bugetar pe statisticile independente publicate. Ce înseamnă asta, dincolo de faptul că, ok, topuri și cât contează pentru România? Păi, influențează fundamental felul în care se construiește legislația europeană. Dacă tu vezi acolo europarlamentar român care îți negociază capitolul stat de drept, bugete, componenta de sănătate, componenta de digitalizare, politicile europene care au în acest moment impact major, evident că România va fi sus în topuri. Dacă stai și semnezi condica, intri, ieși din Parlament și nu faci absolut nimic, niciodată nu o să vedeți numele României ca influență la masa deciziei europene. Ce nu se întâmplă este nivelul acesta de încredere transferabil dinspre București, spre Bruxelles, în ceea ce privește politicile naționale. Și aici avem încă, din păcate, un drum foarte lung de parcurs. Apropo și de motivul pentru care nu suntem încă în Schengen, apropo și de ce se întâmplă cu justiția. Mi-a dat întrebarea, deci de asta. Vă mai dau un citat din tot din dumneavoastră. În ultimă instanță, națiunile sunt cele care își decid soarta. Cât mai este valabil lucrul acesta? Pentru că este această dispută din ce în ce mai acută între legislația europeană, care tinde să devină, ea este teoretic
mai importantă în anumite domenii decât cea națională. Spuneați la Botoșani, în ultimă instanță, națiunile sunt cele care își decid sada. Ce înseamnă ultimă instanță? Știu exact la ce mă refeream atunci. Mă refeream la capacitatea de a răsturna, de exemplu, regimuri iliberale și guverne care distrug sistematic cetățenia europeană a oamenilor din acele state membre. Pentru că asta fac astfel de regimuri și de guverne. Distrug cetățenia europeană cu toate beneficiile ei. Asta se întâmplă. Ungaria, Polonia sunt exemplele cu mare notorietate, dar avem situații în care presa liberă e călcată în picioare, fondurile europene sunt folosite complet anapoda, instituțiile și independența justiției este afectată și în alte state membre. Și atunci ne raportăm un pic la ce înseamnă Uniunea Europeană ca structură economică, e nucleul de fapt care a stat la bază. Și dacă vă aduceți aminte, în 1951 a fost, da, Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului, care a fost o chestiune teoretic instituită din rațiuni pur economice, dar evident că cu un substrat și un fundament mult mai adânc. Dar de la momentul 1951 și până la momentul Maastricht au trecut atâția ani și dacă vă gândiți la acea Uniune Europeană fondată efectiv ca o comunitate de valori și în care s-a subliniat cetățenia europeană atât de ferm, noi suntem foarte tineri, avem 30 de ani ca Uniune și ca proiect. Așa este. Și am trecut prin niște etape de lecții învățate și între tratatele astea au existat îmbunătățiri și o formă consistentă am dat la Lisabona în 2007 și evident a intrat în vigoare în 2002 după niște etape de sughițu, să le spunem așa, dar a intrat inerente. În vigoare, evident că inerente oricărui proces complex, pentru că ai atâția actori cu interese diferite care stau la masă. Mă întorc un pic la Uniunea Europeană și la decizia europeană. Gândiți-vă că într-o scară de bloc e foarte complicat să ajungi la un acord cu vecinii tăi de bloc pe ce culoare se văruiește casa scării și cum și din ce bani și în ce fel. Și sunteți poate vecini de o viață și e vorba despre o scară de bloc care trebuie să ia o decizie comună. Exercițiul ăsta se întâmplă la nivel de Uniune cu 27 de state membre diferite în fiecare zi pe politici europene fundamentale, fie că vorbim de convergență economică, fie că vorbim de Schengen, fie că vorbim de aderare, de valurile de aderare, parteneriatul estic versus Balcani, de ce unii și nu alții, fie că vorbim de statul de drept și mecanismul de condiționalitate, care este emoția supremă a discuțiilor din acest moment, dar este unul dintre mecanismele concrete pe care le avem la dispoziție ca să putem să conservăm acest cadru al valorilor și să apărăm statul de drept. Și îl traduc spun în patru cuvinte. Nu respecti statul de drept, nu mai primești bani europeni. Se suspendă fondurile. Ori respecti acest cadru instituit prin tratate și prin articolul 2 în mod special, ori nu mai primești bani europeni. Bun, deci pe toate aceste, pe libertate, pe tot ce înseamnă libertatea de mișcare din interiorul Uniunii, pe toate componentele sectoriale ale politicilor, statele membre trebuie să ia decizii în fiecare zi. Și o discuție foarte sensibilă, foarte complexă, cu multe straturi de negociere așezate pe paliere în cadrul Consiliului European și la noi în comisii pe negocieri foarte aspre câteodată cu toate grupurile politice. Dar ce e important este că oamenii aceia își sparg capetele acolo până găsesc o cale comună. Asta facem și noi, că sunt 5-6 grupuri politice care tot timpul negociază foarte intens. Asta se întâmplă și la nivel de Consiliu. Nu e cineva triumfător din toată discuția asta, dar lasă fiecare dintre acești actori câte ceva ca să putem să ne întâlnim undeva la mijloc. Aș vrea să avem înțelepciunea de a face asta și acasă. Și aș vrea să o avem pentru lucruri precum Schengenul și pentru lucruri precum justiția din România, de exemplu. Pentru lucruri care efectiv ne aduc în mod real în miezul beneficiilor. Apropo de justiția din România, ieri tocmai a fost o tentativă de numire a președintelui Comitetului Superior al Magistraturii, dacă nu mă înșel, eșuată.
au candidat două doamne, una era de la Piatra Neamț, doamna Baltag, n-a primit decât două voturi. Asta e, om trăi și om vedea ce se întâmplă. Aș putea să fac cu dumneavoastră o emisiune mult mai lungă, din păcate nici nu mi-am dat seama când a trecut timpul. Eu v-aș lansa o provocare periodic să acordați un fel de, să spun eu, hai să-i spunem și în limbajul acela clasic, audiență online în emisiune, prin Skype, să avem atâtea modalități de a discuta subiecte europene cu oameni de la Piatra Neamț, pe care eu o să-i invit, o să înregistrez întrebările pentru dumneavoastră. De ce? Una este o audiență din asta privată și alta este un fel de audiență publică, ca lumea să-și dea seama că avem oameni care ne reprezintă acolo și sunt în topuri și că sunt interesați de ce se întâmplă aici. E adevărat, problemele de la Piatra Neamț sau din alte părți pot fi locale, dar pot genera problematici europene. Vă mulțumesc pentru participare, pentru că ați venit în emisiune. Știu cât de ocupată sunteți și ce program aveți. Și vă mai aștept cu mare drag aici la Mesagerul din Neamț. Vă mulțumesc și eu foarte, foarte mult și răspund da la provocare, ca să fie deci, foarte clar că rețineți. Mi-am făcut în direct acest angajament. Sigur că da. Chiar m-ar bucura. Vă mulțumim tare mult, vă dorim cele bune. Oameni buni, aceasta a fost emisiunea de azi. Urmează un weekend pe care eu vi-l doresc cât mai liniștit și de pregătire a sărbătorilor Crăciunului și apoi a Anului Nou. Noi ne vedem ca de obicei luni la 8:30, la cafea. Nu știm încă dacă va fi amară, cu mult zahăr, fără zahăr. Om trăi și om vedea. Ați văzut, am ridicat un pic ștacheta. Poate săptămâna viitoare am promisiunea că un eminent chirurg român vrea și a exprimat dorința să intre în această emisiune. El are foarte multe lucruri de spus, a fost și promotorul unei legi controversate, dar care acum și-ar dovedi foarte tare eficiența aceea a coplății în sistemul de sănătate publică din România. Vă mulțumesc, cele bune, la revedere!